Facem o pauză și vorbim ca alt subiect al emisiunii, arenda. Cum îl vedeți dumneavoastră? Prost și rău. Din două motive. Să începem cu partea mai simplă, dar care este mai dureroasă. Sunt foarte mulți așa zici influenceri din breazla asta sau care activează în sectorul agricol, care din diverse motive, hai le bănui, dar nu le pot demonstra. Există o parte care zice că... Vedeți, sunt două lucruri. Există o parte care zice că da și au argumente. Și eu întotdeauna așa am gândit și întotdeauna când am scris despre arenda am prezentat argumentele. Și există o parte care spune că nu și vine doar cu un mesaj populist. Adică, mesajul populist care... Ce înseamnă da, ce înseamnă nu? Dom'le, vi se ia dreptul de proprietate. Nu, asta e o prostie. Și cine crede așa ceva, trebuie să o gândesc un picule și altfel. Și vă dau un exemplu. Dumneavoastră vă cumpărați un teren, intravilan, într-o localitate, care vreți dumneavoastră. Nu să puteți să construiți acolo ce vreți, cum vreți și când vreți. Ci trebuie să vă duceți să obțineți o autorizație. Dacă nu există un plan de urbanism regional, zonal, asta trebuie făcut. Și unde se prevede? În cartierul respectiv, unde v-ați cumpărat terenul. Care este regimul de înălțime al caselor? Cât puteți să faceți? Fiindcă dacă e un cartier de casă, nu vă dă dumneavoastră voie să faceți un bloc turn cu 40 de etaje. Că nu merge. Nu e dreptul de proprietate? Ba da. Dar dreptul de proprietate în conformitate cu limitele legale. E, asta trebuie să înțelegem noi. Drept de proprietate nu înseamnă să faci numai ce vrei și să n-ai nicio obligație. Da? V-ați cumpărat un hectar de pădure. Păi de ce nu puteți să-l radeți când vreți dumneavoastră? Nu, trebuie să respectați legea silvică. Păi nu înseamnă că vă afectează dreptul de proprietate? Nu! Iar... Fiindcă trebuie exprimat în condițiile legale. Așa este și cu arenda. Da? Nu înseamnă că ți-a cineva pământul. Nu înseamnă că nu poți să spui condițiile care vrei. Dar trebuie să dai o garanție, fiindcă e un sector strategic. Nu poți să cumperi utilaje pe care le amortizezi în 7 ani, în 10 ani și tu să ai pe un an. Dar asta nu înseamnă că tu, proprietar, nu poți să-ți negociezi o creștere anuală a arendei. Cine te oprește? Sau poți să o faci variabilă. Dom'le, eu vreau să-mi dai o tonă jumate la prețul de la Chicago în fiecare an. Vreau prețul din data de 25 august. 25 august va fi. Nu înseamnă că nu poți să spui alte condiții, de orice fel. Pe cât e acum legea arendei? Nu există. Noi avem doar niște prevederi, să zicem așa, făcute în codul civil. Fosta legea arendei a fost abrogată și s-au făcut câteva prevederi speciale la contractele de locațiune, de închiriere din codul civil și s-au făcut și câteva articole speciale. E, acolo se încerca introducerea unei durate minime. Ca aici se învârte toată parcă treaba. Parcă era o discuție să rămână pe Dar, 7 ani. Pe 7 ani, așa este și proiectul. Numai că vedeți dumneavoastră, eu nu prea cred în coincidențe. Și era un film care acum nu mai e la modă, Moscova nu crede în lacrimi. Așa nici eu nu cred în coincidențe. Și de ce spun treaba asta? Primul proiect s-a îngropat la Comisia Juridică din Camera Deputaților. A murit acolo. Bun. Al doilea proiect a trecut și nimeni din Parlamentul României, nimeni, din ăia mulți, nu vorbesc numai de deputați și senatori, și din cei care gravitează în jur, prietene, fete frumoase, băieți cu relații, cunoscuți, care sunt angajați pe fel de fel de funcții, nimeni n-a realizat că această lege e o lege organică și trebuie votată din majoritatea parlamentarilor existenți, nu cei prezenți. Bineînțeles că a picat la Curtea Constituțională. Ce să faci? A trecut-o PNL-ul cu PSD-ul și a avut grijă actuala forță de dreapta să o pice. În condițiile, și e de spus treaba asta, în condițiile în care mediul asociativ a purtat discuții cu majoritatea partidelor și toți, cu lacrimi în ochi și cu lacrimi de crocodil, au promis că vor susține legea arendei. A durat 2 zile până au contestat. Acum s-a făcut o nouă inițiativă, la fel, și care stă îngropată. Că nu vrea unul, că nu vrea altul. Acum, haideți să vă spun un lucru. În momentul în care ai făcut niște promisiuni în lumea asta politică, nu poți să ți le schimbi. Că te mai poți trezi câteodată din greșeală, că mai apare câte un dosar în presă.
că nu știu ce ai promis, că nu știu ce ai făcut, că nu știu ce ți s-a dat și așa mai departe. Dumnezeu știe ce s-o fi întâmplat. Dar chestia este un lucru, e o mare diferență între discurs și ceea ce se întâmplă. Uitați-vă la parlamentari, cât de la PSD, cât de la PNL, dacă îi întrebați, toți zic cu pătrunși până la lacrimi că vor vota legea arendei. Când este, nu se face majoritate. Păi ce să înțelegem noi? Decât că nu se dorește. Mă simt obligată să schimb subiectul da. Și să vă întreb de irigații. De când irigați, merită, nu merită, acum apa e gratuită, cum va fi mai târziu? Cum vede un fermier care, Doamne ajută, așa, se folosește de irigații? Irigațiile sunt o necesitate. Ceea ce n-am înțeles eu, nu înțeleg acum și nici nu voi înțelege, de ce în România clasa politică n-a încercat să o ducă pe masa de la Bruxelles ca o problemă de securitate? Și nu națională, securitate europeană. De ce spun? Vedem că aceste calamități sunt din ce în ce mai frecvente și nu numai la noi. Peste tot în lume. Și atunci se pune problema, domnule, cât timp noi suntem într-o piață comună, aceste suprafețe irigate din România, din alte țări, nu sunt ale țării respective, ci sunt ale țării comunitare care are bani și poate să plătească orice preț. Noi trebuie să înțelegem marea diferență. Dacă mâine, teoretic vorbind, va fi o penurie de grâu în Europa comunitară, noi să nu credem că acel grâu obținut în fermele irigate de aici din Bărăgan va rămâne doar în România, ci se va duce la cel care va plăti prețul. Pe de altă parte, revenind un pic, trebuie să înțelegem un lucru. Aceste proiecte de irigații, părerea mea este că ar trebui duse la nivel comunitar și finanțate la nivel comunitar. Fiindcă la o adică e bunul tuturor. Ori, dacă nu este așa, Bruxelles-ul ar trebui să zică, da, suntem de acord în caz de calamitate, România să poată să-și blocheze exporturile. Mâncați voi tot ce produceți. Nouă nu ne dați, noi ne uităm în vitrina. Mă îndoiesc că v-ați zice. Doi. Irigațiile noi le avem din Dunăre, sunt gratuite. Eu cred că de mult, cred și acum și la fel, nu cred că sunt în asentimentul multor colegi din cei mulți, dar eu consider că ar trebui introdusă o taxă de mentenanță, de abonament, de ce vreți dumneavoastră. Și la un anumit moment, dacă nu se va putea, și un anumit cost pe apă. Singura problemă, costuri pe apă au mai fost. Chestiunea este că atunci, tot așa, unii alții au încercat să o tragă pe spuza lor și au zis, doamne, să-l facem diferenția pe trepte. Treapta 1 plătește mai salcăm, treapta 5 prețul e prohibitiv. Doamne, dumneavoastră, dacă stați la bloc, la etajul 8, plătiți dumneavoastră tot liftul și ăla de la parter, nu plătește? Nu. Sunt cote de întreținere comună, ca așa le spune. Așa, cel care stă la ultimul etaj ar trebui să plătească mereu acoperișul la bloc. Nu, participă toată lumea. Așa ar trebui să fie și la irigații. Și sper că dacă se va pune problema, să înțelegem să fim normal la cap și corecți, echidistanți. Toată lumea plătește la fel. Vă dau un exemplu. Terasa Ialomița Călmățui. Ea începe direct de la treapta 5-a. Fiindcă asta este, apa de la Dunăre, de la Spirul Harer până aici, doar urcă. Și abia de aici începe să curgă la vale spre Ialomița. 250.000 de hectare suntem la treapta 5-a. Păi și noi suntem mai prost îmbrăcați sau mai proști decât aia de la treapta 1? De ce trebuie să creăm mereu aceste animozități și dispute și tabere și falii între unii și alții? A mai fost un maestru, și nu îi mai dau numele, că nu vreau să se considere că facem o emisiune politică, care a fost ministru și n-a știut decât să spună vă trece apa pe la poartă și nu vreți să irigați. Păi și oamenii dacă n-aveau cu ce? Vă dau un exemplu. Noi suntem în solul ăsta. Dacă eu am pe cineva primul lângă canal, un hectar, și ăla nu vrea să irige, degeaba am eu 100 după, cum să trec apa pe la el? Fiindcă eu nu am reglementări care să-mi permită să fac conectarea la canal. Asta trebuiau să înțeleagă atunci și acum demnitarii, să rezolve aceste probleme. Și sunt multe de făcut, da? Mai trebuie poate, să fie și voință. Mai poate crește suprafața irigată absolut în România? Cât, cum? Ceaușescu, mă rog, nu el personal, pe timpul lui s-au
proiectat 3 milioane de hectare, din care, spun sursele vremii, s-au pus în funcțiune vreo 2,5, din care astăzi se consideră viabile între 1,8 și 2 milioane, adică care ar merita reabilitate. Și eu zic din cifrele mele, dar nu sunt minister, zic că sunt exploatabile undeva la 700 de mii de hectare. Vedeți dumneavoastră, anifuri dă suprafețe mai mari, dar mulți citesc, puțin înțeleg. Noi nu trebuie să facem confuzie că ei cumulează numărul de udări. Eu pe sola asta pot să dau 3 udări. Înseamnă că am irigat 300 de hectare. Dar e tot aceeași solă de 100, numai că am irigat-o de 3 ori. E, cine nu citește și părțile, coloanele cu numărul de udări, nu înțelege și zice, a, avem 3 milioane de hectare irigate. Nu, avem poate 800 de mii, dar am dat 3 sau 4 udări. Și atunci lucrurile diferite. Cam asta udăm astăzi. Există niște proiecte, există niște șantiere în curs, slavă Domnului, sunt de apreciat, ar trebui și mai multe și cred și în povestea cu sisteme de irigații noi. Dar aici vreau să profit de ocazie că am avut fondurile europene și le avem, mă rog, sunt în curs. Și am avut una dintre măsuri unde s-au dat bani pentru înființarea de noi sisteme de irigații, de la zero, deci nu vorbesc de zona unde erau cele vechi. Nimeni n-a vrut să înțeleagă, dintre cei care păstoresc agricultura și mediul în România, să lucreze împreună. Adică, foarte simplu, cei de la Ministerul Agriculturii au gândit măsura, dar n-au făcut un sistem interconectat cu Ministerul Mediului, astfel încât s-a ajuns la situația, s-a lansat măsura și mediul nu dă aprobare, nu dă autorizații pentru foraje sau pentru exploatarea apei. Și banii au rămas necheltuiți. A mai mărit Ministerul cu 2 luni, degeaba că poate să mărească și cu 6 luni, cât timp nu se schimbă ceva acolo. Și vin și mă întreb, eu ca fermier din Bărăgan, de aici, din Rapiță, dom'le, nu era mai logic ăia cu capul mare care conduc destinele acestor ministere să se fi întâlnit? Dom'le, și la un pahar de vin rece, cum zicea un fost viceprim-ministru, un deșpriz rece, că nu era o supărare, doar să nu conducă mașina după. Să se fi înțeles, băi, omul bun, dați-mă harta cu toate rezervele de apă subterană, hai să o facem publică, hai stabiliți voi specialiștii de la mediu, unde sunt zonele agricole, unde ați fi de acord să putem să accesăm aceste surse de apă. Și în funcție de asta, alea sunt zonele unde dăm punctaj și acolo dăm voie să se facă. Și omul să obțină autorizație să se apuce de treabă și să pună în funcțiune aceste irigații. Nu era mai simplu? Nu. Că noi vrem să fie complicat. Noi vrem să se piardă banii. Noi vrem, pe urmă, să îi redirecționăm acolo unde ne place nouă. Să dăm vina pe Europa. Și așa mai departe. Bineînțeles că ăia devină pentru toate. Nu că n-ar fi. Dar măcar și la ăia să le alegem vina corectă. Domnule Gheorghiță, haideți să revenim în Rapița noastră. Ați condus o multinațională în România, ați vândut Rapiță. Ce alegem? Ce trebuie să aleagă un fermier atunci când se uită la un hibrid de Rapiță? Ce alegeți dumneavoastră? În primul rând, eu aș alege trecutul. Bun, lumea va zice că e nostalgic, dar nu e vorba de nostalgie. E vorba de respectul între industrie și beneficiar. Adică? Și vă spun de ce. Pe vremea mea, atunci, zic pe vremea mea, fiindcă nu mai activez în industrie, nu mai conduc nicio multinațională, nicio firmă națională, sunt fermier și atât. Eu am prins perioada când erau și soiurile. De fapt, soiurile și, pe urmă, chiar au început primii hibrizi de rapiță. Vă spun un lucru. Și în perioada de atunci, dacă cineva are curiozitatea și se uită la toate testările oficiale din vest, rapița din soi producea tot 4 tone, tot 4500, sămânța era mult mai ieftină. Bun. Firmele, pe bună dreptate, zic și ele, dom'le, noi investim bani în cercetare, trebuie să-i recuperăm. Dacă fermierul nu plătește redevența că el cumpără o dată sămânță și, pe urmă, 5 ani o multiplică în fermă, eu din ce să trăiesc? Este adevărat. Dar ce am vrut să ridic? Am vrut să ridic un aspect, o problemă nereglementată și unde politicul, și mă refer de politicul care e în funcție, nu opoziția sau cei care n-au treabă, ci cei care sunt în funcție, ar fi putut să intervină și să stabilească niște reguli, astfel încât și industria care produce și cercetează și inovează să-și recupereze și să fie pe plus, dar și fermierii să fie protejați împotriva acestor fluxuri. Da? Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Da? Pe de o parte. Doi,
Avem un sistem din ăsta extrem de ciudat și defectuos, în care stabilim un preț și dăm discount 40%. Păi nu e mai simplu să faci prețul direct fără discount, dacă tot știi că îl vei da? Eu dacă aș găsi, aș începe la rapiță să semăn din nou soiuri. Ce caută sau la ce să se uite un fermier când alege? Eu vă spun la ce mă uit eu, da. La ce se uită alții, nu știu. În primul rând și în primul rând mă uit la profilul fitosanitar. Mă interesează foarte mult care sunt toleranțele la diverse lucruri, la virus, la diverse boli, rezistența la îngheț, perioada de înflorit este timpurie, este mai tardivă, perioada de fructificare, pormă, normal mă interesează potențialul de producție. Dar toate elementele astea puse oarecum într-un tablou general. Nu mă interesează doar producția, dacă să zicem este un hibrid cu o înflorire foarte timpurie, și eu știu că sunt într-o zonă cu foarte multe înghețuri târzii. Că nu mă ajută, că am foarte mulți ani cu probleme. Și atunci mă orientez la un hibrid cu o florire mai tardivă. Fiindcă cu cât scapă de perioada de îngheț, probabilitatea de pierderi mari de producție scade și ea. Ai, de exemplu, niște varietăți mai rezistente la diverse boli. Și vreau să fac o mențiune. Aceeași gândire o am pentru toate culturile. Nu doar pentru rapiță, și la grâu, și la porumb, și la soia, și la, știu și eu, altceva, mazăre, orzoică, ce vreți dumneavoastră. Deci, gândirea se cam judecă la fel. Bun, mai apar particularități. De exemplu, la hibrizii de porumb. Eu, în general, consider că un hibrid pentru zonă de irigat, pentru o fermă la irigat, care nu are o grupă FAO de minim 400, și nu are măcar 20-22 de rânduri de boabe peștulete, nu e un hibrid care să mă atragă pe mine. Nu vorbesc ce decid alții. De ce? Fiindcă eu am o logică. Eu știu un lucru. În momentul în care planta de porumb se dezvoltă, când ajunge undeva la 10 frunze, deja se formează știuletele. Numărul de rânduri de atunci este definitoriu. Dacă atunci are o criză de apă, ea începe să-și reducă din elementele de producție, fiindcă intră într-o autoconservare, într-o luptă pentru supraviețuire. Și atunci ea va reduce. Din 22 de rânduri, dacă reduce la 20 sau la 18, tot mai ai șansele de o producție bună. Dar dacă are 16 rânduri și coboară la 14 și mai reduce și numărul de boabe pe rând, producția va fi departe de așteptările tale. Mă uit la arhitectura hibridului de porumb. Fiindcă noi trebuie să înțelegem, sunt cei care sunt pentru silos, cei care sunt pentru boabe. Pentru silos înseamnă înalt, pentru boabe înseamnă cât mai pitic, cu potențial peștulete. În momentul în care văd diverse filme, avem un hibrid mixt. Ce înseamnă mixt? Nu e bun nici pentru una, nici pentru alta. Fiindcă aici mixtul nu ți aduce plus valoare. La grâu, la fel, mă interesează foarte mult profilul sanitar. Uitați că avem noi provocări. Sunt foarte atent la genetica nouă care are rezistență la virusuri. Și este important, fiindcă avem atacuri de muscă, de afide, transmit astfel de boli și cum te descurci. Din păcate, partea care eu nu am și n-am găsit-o încă aici, poate n-am citit eu destul, în România nu găsesc elementele de comparație de nivel profesional, astfel încât să pot să fac aceste alegeri. Iar pentru asta sunt obligat să mă uit ori la testările din Franța, de la Arvalis, de la Camerele Agricole, ori din Germania, ori din Austria, ori din alte țări, Belgia, da? În funcție și de ce specie cauți. Bun, dacă cauți, să zicem, pentru rapid, să găsești și în Austria, și în Germania, și în Franța, că țări cultivatoare. În Austria nu prea găsești la porumb sau la soia. Și atunci trebuie să cauți în alte țări. E, dar caut în aceste țări, astfel încât să văd rezultatele de acolo, mă ajută pentru o alegere primară, în ce formă să-mi iau din acei hibrizi niște cantități mici care le testez la mine și, în funcție de cum sunt mulțumit, pornesc mai departe. Uitați, vă dau un exemplu. Pe vremuri cultivam un hibrid de la o firmă, foarte bun hibrid, nu vreau să-i dau numele că vreau altceva să arăt. Și eram foarte mulțumit de hibridul respectiv ca și producție, dar avea o singură hibă. Când răsărea din pământ, se dezvolta foarte greu. Dar atât de greu, aveam atac de rățișoară, de tanimecus, mi-l făcea praf. Nu creștea. În schimb, aveam alți hibrizi lângă, care aveau o creștere explozivă,
nu reușea rățișoara să mănânce cât creștea respectivul hibrid. Am fost nevoit să-i scot, să-l scot din cultură, fiindcă mă afecta în acea perioadă și eu sunt într-o zonă unde am atac și puternic de rățișoară, fiindcă, după cum vedeți, avem și izlați de jur împrejur și avem și foarte multe canale de desecare. Cu vegetație spontană asta și nu ai nici voie și nici nu poți să le distrugi. Și atunci acolo ai rezervă de boli și de dăunători fantastică. Și trebuie să fii atent la orice nuanță de genul ăsta. Un hibrid cu o dezvoltare lentă, când ai atac de rățișoară, nu este bun. Vorbesc cu un hibrid de porumb. Și atunci trebuie să ai ceva cu o creștere explozivă, rapidă. La fel și la floarea soarelui. Am făcut alegeri cu hibrid poate mai puțin productiv, dar mai siguri, fiindcă avea o dezvoltare explozivă. Deci, cam astea sunt criteriile în mare. Mă interesează cum valorifică apa, fiind la irigat, și ce pot să obțin, ce stabilitate au în cultură și foarte multe elemente de genul ăsta. Dar nu sunt elemente pe care un fermier cu dorință de a ști un nivel corect de agricultură să nu poată să o facă. Nu e nimic extraterestru, nu e nimic de pe altă planetă. Nu, sunt lucruri normale, de bun simț și care ar trebui să caracterizeze fermierul român. Dar să știți că asta e o chestie care pe mine personal mă doare, mai avem foarte, foarte, foarte mult de lucru, iar eu cred că cel puțin eu nu voi avea șansa să prind o îmbunătățire semnificativă în această viață. Indiferent cât de lungă ar vrea Dumnezeu să-mi o dea.